Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face din nou fondant sau pastă de zahăr cu aceste bomboane cu mase marshmallow și cu zahăr pudră. Și astăzi vom adăuga și cacao și apoi ne vom juca cu puțină culoare și vom face ceva frumos. Ia să întorc camera să mă vedeți puțin. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Eu mă arăt doar puțin, așa, și apoi am să întorc camera. Astăzi facem din nou fondant, dar cu cacao și vreau să fac ceva frumos. Și întorc din nou camera și să vă prezint ingredientele. Așa, și acestea sunt ingredientele. Eu am aici 200 de grame de bomboane din acestea marshmallow. Așa, să le pun așa deoparte. Am 60 de grame de cacao, 30 de grame de apă, am cântărit în grame și apă, și aici am 1 kg de zahăr pudră. L-am dat prin sită și apoi eu am nevoie de o culoare mai închisă și de negru și am să folosesc și puțin albastru și o să ne jucăm. Și instrumentele care ne trebuie. Acum, peste aceste bombonele, eu am 200, vedeți, sunt moi, sunt delicioase și dă un gust foarte bun la fondant. Eu am să adaug cacao și am să adaug și apa și apoi vom pune în microunde sau pe baie de apă. Eu îi pun în microunde. Să vedeți ce simplu se fac. Am să cacao, am să dau așa deoparte aceste bomboane. Așa, și am să pun cacao aici în mijloc. Așa. Și apoi voi pune și apa peste. Și acum voi pune la microunde. Puteți pune și pe baie de abur. O liță cu apă și apoi un alt vas unde puneți bezelele. Așa. Să amestecăm așa bine toată cacao. Am să mă ajut cu două lingurițe, așa, și amestecăm așa bine totul, așa, am amestecat bine și acum vom adăuga puțin zahăr și apoi o să punem totul pe masa noastră. Deci am avut 200 de grame de bomboane marshmallow sau bezele gumoase, se găsesc în supermarketuri, peste tot se găsesc, la raionul de dulciuri, de bomboane și ciocolată. Am pus 60 de cacao, 30 de apă și avem, eu am 1 kg de zahăr. O să vedem cât ne intră ca să obținem un aluat potrivit de tare, dar să aibă consistența plastilinei ca să putem lucra cu ea. Așa. Acum voi pune zahăr pe masă. Am să lucrez aici pe masă, că se lucrează mai bine. Este de preferat zahărul să fie cât mai fin. Eu l-am tras prin sită. Așa. Și acum voi pune fondantul aici. Voi pune așa pe tot. Acum o să ne ajutăm cu lingurițele sau cu palețele dacă aveți. Și când începe să se întărească, facem cu mânuța. Așa. Și amestecăm așa bine ca să incorporăm zahărul. Așa. Să știți că se face foarte ușor și se lucrează foarte, foarte bine acest fondant. Așa, și îl tragem așa.
Vedeți cât se demoale. Și zahărul să intre destul. O să vedem. Am să cântăresc la urmă și am să vă spun cât a mai rămas. Așa mai adaug, că ne mai trebuie. Așa. Deci când vreți să acoperiți un tort, faceți mai mult fondant. Și acesta este cu cacao. Ia uitați, fondantul, cam așa e consistența. Așa, ia să luăm tot zahărul de masă. Așa arată fondantul, vedeți? Așa. Și astăzi vreau să fac ceva frumos, ca un laptop. Încet, încet, astăzi o să am puțin de lucru pentru un tortuleț, pentru cineva. Întoarcem camera și să colorăm. Pun puțin zahăr aici pe masa mea de lucru. Că în momentul când punem colorantul, o să mai intre puțin, puțin zahăr. Așa, și voi lua puțin negru și puțin albastru. Mă ajut cu două scobitori. Așa, am să întind fondantul. Am să desfac colorantul și pun puțin colorant negru. Am să pun de două ori, așa, și puțin albastru. Aceste colorante le găsiți pe internet. Așa. Punem așa puțin albastru. Eu vreau să fac o culoare mult mai închisă. Mai spre negru. Așa. Am să-mi pun și mănușele, să scoatem aceste scobitori și să amestecăm. Și dacă mai e nevoie și nu ne place culoarea, mai adăugăm puțin. Așa, să scoatem la deoparte. Să colorăm acest fondant și acum îl lipim așa și îl strângem. Și îl amestecăm bine și ne ajutăm cu zahărul să nu se lipească prea mult. Vedeți din ce în ce se închide. Mai punem puțin zahăr. Așa. Și am să amestec așa cu mânuțele. Ia uitați-l cum arată. S-a închis la culoare. Cred că este bine așa. Și am să-l las așa acest fondant. Și apoi mă voi apuca de treabă. Sau pasta de zahăr și bomboane marshmallow. Vedeți că s-a închis la culoare, este foarte bun așa. Eu mi-am pregătit aici câteva instrumente și vom avea nevoie, aici am circa 800 de grame de fondant și amidon. Și o să întindem și mai avem nevoie de instrumente ca să putem tăia. Și acum voi lua fondantul și voi pune puțin amidon pe masă și să întindem. Așa, am pus puțin amidon și acum vom întinde. Încet, încet ne ajutăm cu amidonul să nu se lipească și întindem. Așa, am întins, vom întinde așa bine. Așa. Să
să facem lucios și acum vom tăia partea de jos și capacul la laptop. Și vom avea nevoie de 30 să vedem și 28. O să punem 30. Să vedem. Așa. Și 28. Aici. Am mai dat cu puțin amidon. Asta este partea de sus, deci capacul, și partea de jos unde o să punem tastele. Și aici, din această bucățică, o vom întinde și vom pune așa o margine rotă împrejur. Și pe dedesubt vom pune scobitori. Am să le prind ca să rămână drept. Și acum voi întinde puțin acest fondant. Așa. Deci așa. Și aici ecranul o să-l facem cu puțin fondant mai deschis. Și am să iau o bucățică din fondantul închis și o bucățică din fondantul deschis. Și o să facem ecranul, o să amestec așa bine amândouă. Așa, și am obținut așa o culoare deschisă. Vedeți? Dacă dorim să fie mai deschis, mai putem pune din fondant mai deschis. Și să facem mai deschis și mai amestecăm. Vedeți? După cum se vede, eu m-am ajutat și cu zahăr pudră. Ia uitați diferența. Voi întinde, voi face ecranul și aici vom pune marginea, această bordură. Așa, am să dau deoparte. Mai tăiem să facem aici tastatura și să începem să montăm. Acum voi pune puțin amidon pe masă de lucru și voi întinde acest fondant să-l punem, să facem ecranul aici. Ne ajutăm cu amidon să nu se lipească. Vedeți ce frumos se lucrează? Ia uitați! Este fin, 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 fin. Și întindem acum. Așa, după cum vedeți, am întins și foaia gri. O să o punem de aici, deasupra. Și eu vreau să pun și aceste scobitori ca să putem să înfingem un tort. Și am să-mi fac așa un canal. Aici, unde am să pun scobitoarea. Așa, și voi pune așa o scobitoare aici. Și am să împing așa bine. Voi pune și una aici, pe margine. Nu știu dacă se vede aici, așa. Și una în capătul acesta. Și voi mai pune și pe mijloc. Ca să rămână în picioare. Așa, și acum, cum personaj, o să umezim aici. Și o să lipim. Așa. Și acum vom pune foița noastră peste. Ia uitați, o așezăm așa frumos aici. Se vede. Se vede, nu? Așa. Și aici marginile le vom da cu puțină apă și apoi vom pune marginea noastră.
Așa. O să punem și în partea cealaltă. Vom da așa cu puțină apă aici pe margine, ca să se lipească. Și vom lipi mărgiuța noastră. Așa. Voi tăia aici și voi uni așa. Așa aici, vedeți? Și unim. O să lăsăm să se usuce. Așa. Și acesta este ecranul nostru. Și am să dau deoparte și să punem tastele. Cu o formă dreptunghiulară. Dăm prin amidon și apoi tăiem. Și scoatem. Și obținem așa, vedeți, cu o formă dreptunghiulară. Și apoi le aplicăm aici pe... Și facem tastatura noastră. Ce spuneți? Începe să prindă formă, nu-i așa? Ia uitați. Așa. Acesta este capacul. Așa, încet, încet. Mai avem puțin de lucrat și după aceea este gata. Aceasta este rețeta de astăzi. Vă pup, vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și ne vedem cu următoarea rețetă, pupici. Mâine o să facem chec împreună. O să facem mâine chec bun, bun, bun și delicios. Mi-a pus în program. Vă pup, o zi frumoasă și multă sănătate și vă mulțumesc încă o dată. Pupici, la revedere!